Bun găsit la jurnalul TV Sud. Gorjenii au trăit astăzi un nou coșmar. Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 grade a zguduit județul. Seismul a fost mai puternic față de cel de ieri și a provocat mai multe pagube. Bucăți de tencuială și cărămizi au căzut de pe mai multe clădiri vechi și instituții publice din municipiul Târgu Jiu și au ajuns pe trotuare și străzi. Din fericire, nu au fost victime. Acesta este momentul în care la orele 15 și 16 pământul s-a zguduit la propriu a doua oară puternic în doar două zile. Oamenii au ieșit panicați din clădiri, iar străzile s-au umplut. Mai multe clădiri, dar și mașini din Târgu Jiu au fost distruse de cutremuri, inclusiv primăria orașului și sediul Consiliului Județean Gorj. Cutremurul de astăzi a fost urmat de două replici. Un alt cutremur a avut loc aseară în Gorj, cu epicentrul la Dobrița. A avut o magnitudine de 5,2 pe scara Richter și a avut loc la o adâncime de 15 km, fiind un cutremur de suprafață. Pământul s-a zguduit la propriu, iar primul seism a fost urmat de două replici. Cutremurul a fost resimțit puternic în Gorj, s-au mișcat birourile, mobilierul, iar blocurile au trepidat. Seismul s-a produs la ora 16:58 de minute. În urmă cu puțin timp, în Oltenia, județul Gorj, s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter la o adâncime de 15 km. Până în acest moment, prin intermediul numărului unic pentru apeluri de urgență 112, nu au fost semnalate pagube materiale sau victime ale acestui cutremur. Informații despre măsurile și modul de comportare înainte, în timpul și după producerea unui seism pot fi găsite cu ușurință pe site-ul fipregătit.ro. În cazul seismelor, sistemul RoAlert nu va difuza notificări, pentru că atunci când vorbim despre cutremur, vorbim despre un hazard natural care nu poate fi prevenit sau anunțat anterior, ulterior producerii unui cutremur. În cazul în care acesta generează consecințe grave, vor putea fi difuzate mesaje de avertizare a populației cu măsuri de protecție adecvate și mă refer aici la puncte de întâlnire, puncte de distribuție a ajutoarelor de urgență sau alte măsuri vitale în astfel de cazuri. Cutremurul produs ieri lângă Târgu Jiu a avut două replici, însă cu o intensitate mult mai mică. A fost panică în Gorj după producerea seismului. Localnicii au tras o sperietură zdravănă atunci când au văzut că obiectele din casă și mobila se mișcă în jurul lor. Oamenii au coborât din blocuri și au stat 10 de minute pe băncile din parcuri de teama unor replici. Cutremurul s-a simțit în majoritatea localităților din Gorj. La Târgu Jiu, speriați oamenii au ieșit afară din locuințe. Eram în pat și am simțit mobila și lucrurile, jucăriile fetei din mobilă, de pe mobilă. Se mișcau foarte tare, în bucătărie ne-au picat paharele.
primul gând a fost să ieșim afară, să luăm copilul, gândindu-ne că poate mai vine o replică. Și acum stați afară de teamă. Acum așteptăm să mai treacă o jumătate de oră să mergem acasă. Ne gândim că poate mai vine vreo replică și na, să ne protejăm copiii. Fiindcă la un moment dat am simțit cum se zgâcine, eram la lucru și am simțit cum se zgâcine tavanul. Și pur și simplu... Se mișcau obiectele... Nu se mișcau musai obiectele, pur și simplu s-a zgăcinat oarecum imprimanta și tavanul deasupra. Și atunci am văzut toate cele la televizor cu Turcia, am tras toate cele din priză și am plecat. L-a speriat? Da. Foarte tare a strigat și la ceilalți. Alții aflați la cumpărături într-un magazin din Târgu Jiu o iau la fugă spre ușă când au simțit că pământul se clatină. La câțiva kilometri distanță de Târgu Jiu, la Bălești, chiar și păsările dintr-o gospodărie o iau la goană speriate. În comuna Runcu s-a simțit cel mai bine violența seismului. Camerele de supraveghere au înregistrat mișcarea puternică. Spaima a fost cu atât mai mare cu cât în Oltenia nu se înregistrează prea des cu tremure cu magnitudine mare. Primăria din Târgu Jiu a fost puternic zdruncinată de cutremur. Edilul municipiului a declarat că se afla în birou în momentul când pământul a început să se miște. Fiind la prima experiență de acest gen, primarul a mărturisit că s-a panicat pentru că intensitatea creștea constant. Seismul s-a resimțit intens și în primăria municipiului Târgu Jiu. Exact în birou. Împreună cu viceprimarul și cu directorul societății Edilitara, în momentul în care s-a produs cutremurul la 5 fără 2 minute, ne pregăteam să mergem în oraș. L-am resimțit foarte tare, ne-am panicat în primă fază pentru că ne așteptam, părea că intensitatea crește constant. A plecat de la o simplă mișcare, acum ținând cont de faptul că noi avem și lucrări pe lângă primărie, prima dată ne-am imaginat că e de la lucrurile noastre, cu un picamăr, cu ceva, dar intensitatea a fost foarte mare, cel puțin eu n-am trăit până acum un astfel de eveniment. Și viceprimarul municipiului a resimțit cu tremurul acesta, a pus imediat mâna pe telefon și și-a sunat familia. Toată clădirea s-a mișcat, absolut toată clădirea s-a mișcat. La un moment dat chiar aveam impresia că pleacă. Dar cum, la ce v-ați gândit? Unde e soția? Unde-s copii? Unde, adică... În momentul respectiv m-am gândit la copii, clar, la cei trei copii obligatoriu. Unul l-aveam plecat, ceilalți doi erau la apartament. A fost primul semnal să îi sun și să coboare în fața blocului pentru că, încă o dată, ne putem aștepta la o replică. Ne puteam aștepta la vremea respectivă. Acum deja e trecut. După cutremurul de 5,2 pe scala Richter, mai multe blocuri din Târgu Jiu au fost afectate, pereții s-au crăpat, iar tencuiala a căzut în urma seismului. Oamenii s-au panicat și au ieșit din case, iar mulți se tem să mai doarmă în locuințe. Profund marcați de catastrofa din Turcia, locuitorii din comuna Runcu, epicentrul seismului de 5,2 grade produs luni, au crezut că și-au găsit sfârșitul și au fugit din case. Oamenii au ieșit în curții de teama unor replici. Din fericire, până acum au fost înregistrate doar pagube materiale. Știam, aranjam și eu un pic de sunteți sindrom. Foarte frumoasă, da. Dar spuneți-mi cu cutremurul. Păi ce să fie, eram în... stăteam pe un fotoliu și am auzit deasupra, pardon, capului meu... Nu știam, m-am trezit așa un pic, zic, ce să fac, încotro să o iau, spre ușă, dar până să ajung la ușă s-a terminat. Da, ați auzit o bubuitură, vuiet puternic? Bubuitură puternică, da, bubuitură puternică, deasupra capului meu undeva, eram într-o cameră separată așa undeva. Și că astăzi când m-am uitat în bucătărie, frigiderul era mișcat de un capăt cam de o palmă așa. V-ați speriat, doamnă? M-am speriat, sigur că da. A fost dezastru în Turcia, dar bine că n-a fost peste tot. Se întâmplă. Sunt lucruri naturale care nu se pot prevedea, nu se pot opri. Tocam la vardă, la bucătărie, cu tâtul mână și parcă îmi venea să joc, așa. Așa, știi, mă zgândărea la bucătărie. Și cu tâtul mână striga la fată că era în camera ei, ieși mama afară că e cu tremur. Până am ieșit în sală, s-a oprit. Dar v-a zguduit bine? Ne-a zguduit, sigur că da. Mă zgudea, parcă jucam în bucătărie, deci așa, cu cuțitul în mână, varza o aveam pe tocători, s-o toc, s-o pun în raină. Am ieșit afară, s-o oprit, nu mai fă nimic.
S-a instalat panica ieri și la Spitalul Dobrița din Comuna Runcu, județul Gorj, din cauza seismului. Bucăți de tencuială s-au desprins de pe pereți, chiar în saloanele unde sunt internați pacienții. Mai multe echipe de la distribuția de gaze, dar și ISU Gorj, au intervenit de urgență la fața locului după ce o conductă s-a fisurat. Spitalul de pneumofiziologie Tudor Vladimirescu a fost aproape de satul Suseni din aceeași comună, acolo unde a fost epicentrul cutremurului. Managerul unității spitalicești susține că nu este niciun pericol. Nu, au fost perosturile de dilatare în urma lucrărilor de reabilitare. A fost gletuit un rost de dilatare și fiind gletuit perostul de dilatare, evident, acele particule de gletă au căzut. Terasele să intre în reabilitare pe PNRR, dar nu sunt, cum să vă zic, crăpături în structură. Eventual o bucată de tencuială umflată de apă din timp. Imediat după seism, conducerea spitalului a alertat autoritățile că sunt scăpări de gaze, iar căldura a fost oprită 10 de minute în tot spitalul. Am oprit furnizare de gaze pentru o oră și ceva. Până s-a făcut revizia, am chemat o echipă de la Distigaz, o echipă de la Transgaz, au venit și cei de la ISU, am evaluat situația, am dat drumul după aia la căldură, după ce s-au eliminat, au fost mici scurgeri de gaz. Cutremurul de ieri s-a produs la orele 17 și a avut magnitudinea de 5,2 grade. Seismul s-a simțit în zona Olteniei și partea de sud-vest a României. Autoritățile iau măsuri după cutremur. Primarul municipiului Târgu Jiu a anunțat că vor fi verificate și toate școlile, iar reprezentanții inspectoratului școlar vor sta de vorbă cu elevii pentru a-i sfătui ce să facă în cazul producerii unui cutremur. Cutremurul este un eveniment imprevizibil, de aceea este important să cunoaștem cât mai bine modul în care trebuie să acționăm, indiferent de locul unde ne aflăm. După seismul din Gorj, autoritățile vor inventaria clădirile cu risc seismic și unitățile de învățământ. De astăzi începând să meargă prin toate unitățile școlare și prin instituțiile publice să ofere informațiile de bază. Ce trebuie să facă un copil, un cetățean în momentul în care ajunge într-o astfel de situație? Eu, de exemplu, știu un lucru, că trebuie să te pui sub tocul ușii. Da, însă vedem experiența, din păcate, nefericită din Turcia și indiferent cât ai fi stat sub tocul și în momentul în care se prăbușește clădirea, nici măcar acel loc nu putem să-l considerăm ca fiind un loc sigur. Dar pentru o replică cu o intensitate scăzută, sunt sigur că și asta este o soluție. Să stai sub un birou care este foarte, foarte bine legat sau sub tocușe. Inspectoratul pentru situații de urgență a demarat deja o campanie de informare și pregătire a elevilor pentru cutremur. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, prin inspectoratele județene pentru situații de urgență, sfășoară încă din anul 2017 o campanie la nivel național, aceasta se numește Nu tremur la cutremur, prin care încercăm să venim în sprijinul cetățenilor, în special a copiilor, cu reguli și măsuri de comportare în caz de cutremur. Mai mult decât atât, prin acțiunile de informare preventivă pe care noi le desfășurăm în școli, fie prin prezența noastră fizică în cadrul unităților școlare, fie prin programul Școala Altfel, atunci când vin copiii la noi, încercăm să purtăm discuții constructive cu aceștia pentru a-i familiariza cu modalitatea de comportament pe care trebuie să o adopte în cazul unui cutremur. Pompierii trag un semnal de alarmă și spun că un astfel de eveniment nu va putea fi prevenit, iar consecințele lui, mai mult sau mai puțin grave, cu mai multe sau mai puține victime, depind în bună măsură de modul în care fiecare dintre noi înțelegem să ne pregătim corect în astfel de situații. Nereguli grave ies la iveală la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu din municipiul Târgu Jiu după ce a fost închis la începutul acestui an. Instituția funcționa fără avizul pentru securitate la incendiu pentru o parte din clădire, ceea ce ar fi putut pune în pericol actorii și zecile de spectatori. ISU Gorj a impus măsuri de remediere încă de anul trecut, însă nu au fost respectate de instituție. Suspendarea activității teatrului din Târgu Jiu la începutul anului a picat în plină stagiune, iar piesele se joacă acum în alte locații din oraș până la remedierea problemelor. Citul 1 decembrie, înainte de preluarea mandatului, teatrul i-a fost suspendată activitatea, în sensul că a fost închis pentru public de către ISU, deoarece teatrul nu deține avizele legale pentru a funcționa. Teatrul Elvira Godeanu nu deține autorizație de securitate la incendiu pentru o parte
parte din clădire. Noi i-am notificat pe dumneavoastră anul trecut că trebuie să-și obțină autorizația de securitate la incendiu pe tot ansamblul de clădire, iar dumneavoastră s-au conformat și au considerat că este necesar să efectueze lucrări de modernizare pentru toată clădirea și să-și obțină o autorizație de securitate la incendiu pentru tot ansamblul de clădire. Abia după ce teatrul a fost închis de ISU Gorj, conducerea instituției a luat măsuri. Eu, la momentul preluării mandatului, la 1 februarie, am găsit deja documentația tehnică, să spun așa, proiectului tehnic realizat. Mi-aș dori ca în martie să rezolvăm în luna aceasta, februarie, tot ce ține de documente și la martie să începem. Sistemele pentru securitate la incendiu vor fi montate în toată clădirea instituției publice. Lumea culturii din județul Gorj a fost cutremurată de un anunț trist. Actorul și cel care a pus bazele teatrului din municipiul Târgu Jiu, Marian Negrescu, și-a dat demisia după 10 de ani de activitate. Acesta a luat decizia radicală după ce în fruntea instituției s-a instalat actrița Mariana Ghizulescu. Marian Negrescu a luat decizia cu amărăciune în suflet și a făcut anunțul public pe pagina lui de socializare. Acesta este nemulțumit de planul de activitate al noului director de la Teatrul Elvira Godeanu Târgu Jiu, instalat în funcție la începutul acestei luni, cu care a refuzat orice dialog. Doar așa un pic, având în vedere că e cumva și copilul meu, că na, atunci știți cum e, dacă în 30 de ani nu se îmbunzea nimeni să se facă director, dar că nu era nimic. Dar ideea este că cea mai importantă, de fapt, dintre toate, asta trebuie să fie foarte clar, este aceea că am construit un lucru pentru 100 de ani în Târgu Jiu. Faptul că, așa cum se preconizează, el se va duce mai mult spre zona de teatru pentru copii, nu am niciun fel de comunicare de niciun fel cu noul director. De niciun fel. Sunteți certați? Adică ați avut... Nu. Nu vreau să comentez asta pentru că, din punctul meu de vedere, e o persoană cu care eu n-am empatizat niciodată. Actorul gorjan își va continua activitatea de o viață la Teatrul Național Aureliu Manea Turda din județul Cluj, acolo unde el a declarat că s-a simțit apreciat și respectat pentru munca sa. Având în vedere că eu colaborez cu Turda de 5 ani de zile, m-am făcut să mă îndrept către ei. Proaspătul director al teatrului din Târgu Jiu, Mariana Ghizulescu, nu a dorit să comenteze afirmațiile fostului angajat și coleg de scenă. Și acum urmează grupajul de știri pe scurt. Un tânăr de 23 de ani din municipiul Târgu Jiu, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de tentativă la furt calificat și furt calificat, a ajuns pentru 24 de ore în arestul poliției. Din cercetări, polițiștii au stabilit faptul că tânărul, în noaptea de 10 spre 11 februarie, ar fi încercat să pătrundă în incinta unei cafenele și a unei pensiuni de pe raza municipiului Târgu Jiu pentru a sustrage bunuri. Tot la aceeași dată ar fi pătruns printr-o fereastră închisă și neasigurată într-o patiserie, de unde a sustras o casă de marcat în care se afla suma de 124 de lei, cauzând un prejudiciu total de 550 de lei. Cercetările sunt continuate de polițiști pentru documentarea întregii activități infracționale a bărbatului și recuperarea prejudiciului. În anul 2022, efectivele poliției rutiere au organizat și executat 3.899 de acțiuni, urmărindu-se acoperirea zonelor cu risc crescut de accidente, a sectoarelor de drum unde circulația vehiculelor se desfășoară cu dificultate și a zonelor predispuse la săvârșirea de infracțiuni atât în mediul urban cât și în cel rural. Pentru atingerea obiectivelor propuse în funcție de evoluția problematicii specifice, permanent a fost adoptat modul de acțiune activitățile desfășurate de efectivul poliției rutiere, vizând în special două paliere, creșterea gradului de educație rutieră a participanților la trafic și eficientizarea acțiunilor de impunere a legii. În cadrul activităților desfășurate, polițiștii rutieri au constatat 862 de infracțiuni rutiere, fiind aplicate 40.503 sancțiuni contravenționale. De asemenea, ca și măsuri complementare, au fost reținute 5.844 de permise de conducere și au fost retrase 2.108 certificate de înmatriculare.
Jurnalul TV Sud a ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!